Deputatul PSD Gorj, Mihai Weber, anunță o investiție importantă la Baia de Fier. Este vorba despre o telecabină care va face legătura între Baia de Fier și Rânca. În momentul de față mai este nevoie de întocmirea documentației prin care localitatea să fie declarată ca fiind una de interes turistic local. Mihai Weber a vorbit despre ultimile noutăți și privesc proiectul de la Baia de Fier. Este vorba de întocmirea unei documentații cu o firmă specializată. Am discutat, a venit firma specializată pentru a obține o clasificare a localității ca localitate de interes turistic local. Respectiva documentație a fost depusă la Ministerul Turismului. Urmează ca în decurs de câteva zile să obținem această clasificare. Sunt toate actele, toate documentele necesare pentru a fi depus proiectul respectiv. Mihai Weber a ținut să-i mulțumească primarului din Baia de Fier, Dumitru Turbăceanu, pentru implicarea din acest proiect. Există foarte multe proiecte de interes turistic care pot fi realizate în județul Gorj, dar au nevoie de oameni implicați, persoane cu viziune. Una dintre aceste persoane fiind primarul comunei Baia de Fier, Dumitru Turbăceanu, om la care tot timpul am găsit deschidere și cu care am colaborat perfect pentru realizarea acestui proiect. Tot în cadrul acestui proiect se va realiza și extinderea domeniului schiabil de la Rânca.